Accidentul s-a produs potrivit primelor cercetări din cauza vitezei prea mari. Exact înainte de intrarea pe podul din localitatea Tâmna, șoferul avea de trecut o curbă deosebit de periculoasă, semnalizată ca atare. Cu toate acestea, nu a redus suficient viteza de mers și a scăpat controlul mastodontului. A speriat! A terminat volan? Accidentul s-a produs pe DN6, pe pasajul Tâmna. S-a produs pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă deosebit de periculoasă. Nu sunt victime omenești, doar pagube materiale. S-a dispus, circulația momentan este blocată. Am intervenit pentru un accident rutier produs pe DN6 cu un autotren răsturnat pe partea stângă în direcția de mers către Craiova. Circulația este blocată pe ambele sensuri de mers. Autotrenul este încărcat cu vreo 10 tone de carne. Este pericol de explozie? Nu, nu este niciun pericol de explozie. Și noi rămânem în zona aici cu asigurarea măsurilor PSI. Mai bine de 5 ore nu s-a circulat pe niciun sens de mers pe drumul național 6. Autoritățile au luat măsura devierii circulației pe rute ocolitoare, respectiv drumul național 67 și 67A. Cu toate acestea s-a format o coloană de câțiva kilometri cu alte tiruri care au rămas blocate pe traseu. De o oră stați la da, mână? Da. Încotro mergeți? Ne spre București. Păi asta e situația, domnișoară, ce să facem? Trebuie să așteptăm. După cum vedeți, echipele de intervenții la districte s-au prezentat, așteptăm macaraua să putem să-l ridicăm tirul. Dacă observați, este și încărcat cu marfă, e vorba de vreo 20 și ceva de tone, deci ne trebuie o macara de 70, 80, 100 de tone. Am vorbit, macaraua e pe drum, trebuie să apară și în cel mai scurt timp vom acționa pentru a degaja drumul. Din fericire, șoferul nu s-a ales decât cu câteva răni ușoare. Jandarmii au ajuns și ei la fața locului pentru a se asigura că marfa din autotren va fi în siguranță.